În decembrie 2020, reprezentanții primăriei municipiului Deva au semnat contractul de proiectare și execuția lucrărilor de reabilitare a centrului istoric din reședința de județ, care are o durată de 24 de luni. Constructorul a început lucrările mai târziu decât era preconizat, dar în timp a intrat în graficul de execuție al acestora. Și în prezent se lucrează, dar cu efective reduse, ținând cont de temperaturile de afară. Însă, odată cu îmbunătățirea vremii, așa cum arată prognozele meteo pentru această lună, numărul muncitorilor va crește, iar operațiunile se vor desfășura cu mai multă rapiditate. Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, dă asigurări că investiția va fi finalizată la termen, adică în decembrie 2022. Se lucrează, nu cum ne-am fi dorit noi, dar ținând cont de temperaturile care au fost și de minus 14, minus 15 în grade noaptea, lucrându-se la partea de rețele electrice, e clar că în discuție pe care l-am purtat cu reprezentanții firmei și cu dirigintele de șantier, ne-au spus că există pericolul casării și atunci se lucrează doar la partea de infrastructură, deci nu cu efectivele complete, dar sperăm ca din luna februarie să vedem zeci de muncitori pe acest șantier. Și la finalul acestui an, garantat, vom inaugura centrul istoric. Investiția este realizată pe fonduri europene și are o valoare de aproape 3,5 milioane euro, contribuția municipalității din Deva pentru cofinanțarea proiectului fiind de 2%. Mai multe despre investițiile din Deva, dar și despre alte activități ale administrației publice locale din reședința de județ, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, difuzată după jurnalul de știri. Emisiunea mai poate fi urmărită pe pagina de Facebook 1 TV, precum și pe canalul de YouTube al postului nostru de televiziune.